Matt, mașina de poliție. Salutare, Dane! Cred că ești foarte obosit. Pare adormit. Ce s-a întâmplat, Dane? Poftim? Bila ta de demolări lipsește? Nu te îngrijora, Dane. Să chemăm patrula să ne ajute. Salut, băieți! Dane are nevoie de ajutorul vostru. A adormit la șantier și acum bila de demolări a dispărut. Foarte ciudat, nu-i așa? Puteți ajuta? Minunat! Repede! Patrula auto este aici, Dane. Spune-le ce s-a întâmplat. Cel mai ciudat lucru. Bila de demolări pur și simplu a dispărut. Cu cine te-ai văzut? Sau cu cine ai vorbit ultima dată, Dane? Christopher Betoniera. Despre ce ați povestit? I-ai spus că nu te simți prea bine. Ai o ciobitură în bila de demolări? Și lanțurile tale sunt ruginite și obosite? Apoi Christopher ți-a sugerat să tragi un pui de somn? Interesant. Bună idee, Frank! Verifică să vezi dacă lanțul a fost tăiat. Hă? Ce ciudat! Lanțul ăsta pare nou-nouț! Ceva e în neregulă. Ai găsit ceva, Matt? Hector va merge să verifice dacă se vede ceva de sus. Urmați-l pe Hector, băieți! Urmele duc la strada următoare. E garajul și vopsitoria lui Tom. Și iată-l pe Christopher. Salut, Christopher! Bila lui Dane a dispărut. Știi ceva despre asta? Ai luat bila să o repar și să o vopsești și să-i faci o surpriză lui Dane? Deci Tom a înlocuit lanțul lui Dane în timp ce dormea? Misterul a fost rezolvat, Dane. Prietenii tăi au vrut doar să se asigure că vei fi în formă pentru treaba de mâine. Uite! Asta ar trebui să te facă să te simți mai bine, Dane. A fost un gest foarte frumos, Tom și Christopher.
sunteți niște prieteni minunați. Iar voi, patrulă, sunteți niște detectivi extraordinari. Ați salvat situația. Ne vedem data viitoare!